Bună ziua, suntem în direct de aici, din platoul TV Cluj AM. Astăzi, la emisiunea Clujul la zi, îl avem ca invitat pe domnul Ovidiu Drăgan, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru primăria Gherla. Domnule Drăgan, bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit și bine v-am regăsit și pe dumneavoastră personal. Și înainte de orice vreau să-i salut și pe cei care mă urmăresc, pe gherlenii mei dragi, și să le spun că până acum, în această campanie, ne-am întâlnit cu ei și pentru ei vom avea toate proiectele pe care ne le-am propus. Domnule Drăgan, zilele trecute am trecut prin Gherla. Merg cam des prin Gherla, o dată sau de două ori pe lună, pentru că am acolo prieteni și mă leagă multe locuri din zona Gherla. Și am văzut un oraș adormit. Ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani? Pentru că eram foarte optimist văzând centura făcută și multe lucruri care au fost făcute în Gherla. Ce s-a întâmplat? Că în ultimii 4 ani parcă Gherla a adormit din punct de vedere al dezvoltării. Da, din păcate, totdeauna efervescența unui oraș este dată de activitatea atât economică cât și investițiile care se întâmplă. Au început niște lucrări, acum s-a oprit și, într-adevăr, tocmai de aia ai impresia că este și abandonat și gol. Dacă facem o comparație, în cei 8 ani de mandat al meu, în municipiul Gherla s-au construit 500 de apartamente. Sigur, în regim privat, dar s-au construit, aia a însemnat activitate, emulație, mișcare, au fost înlocuite rețele de apă, canalizare, s-au lucrat pe străzi, îți dădea impresia unei activități efervescente. Astăzi și lucrurile care au început s-au oprit, investițiile care au pornit nu mai merg, iar la capitolul locuințe, ce să mai povestim, că acum, în sfârșit, a apărut o macara pe frontispiciul orașului, ca să zic așa, dar nu construiește locuințe, că ea construiește o altă locație cu o altă destinație. Eu asta vreau să-i asigur pe oameni că revenirea mea la primăria municipiului Gherla vreau să însemne redarea acelei vieții a activităților și a investițiilor care trebuie să înceapă. Sunt lucruri pe care eu le-am făcut și care astăzi sunt palpabile, exact așa cum a spus, chiar dacă centura municipiului nu s-a făcut neapărat din banii municipiului, ceea ce este bine, pentru că mulți întreabă pe ce, voi ați făcut-o. Poate mai bine că dacă nu faci din banii tăi și găsești alte surse de finanțare pentru obiective așa de importante, este ok. Și ea s-a realizat și datorită unui fir pe care vreau să-l transmit și astăzi alegătorilor, pentru că orice am spune, indiferent ce discutăm azi în emisiune, discutăm și despre faptul că în 27 septembrie sunt alegerile locale și aceste alegeri trebuie să dea atât reprezentanții în localitate, cât și în județ și mai spre sfârșitul anului și în guvern, orice primar care are această legătură, să spunem, și are oameni atât la Consiliul Județean cât și la guvern, are până la urmă și sprijin pentru realizarea obiectivelor care și le-a propus. Revenind, repet, sunt lucruri palpabile. De exemplu, astăzi în municipiul Gherla poți să pui mâna pe o grădiniță care poate găzdui 275 de copii, o investiție deosebită la vremea anilor. Grădiniță care a fost făcută tot pe vremea dumneavoastră. Da, tot pe vremea din câte știu eu, nu? Sigur că da. Și asta vreau să scot în evidență. De ce nu s-a mai făcut în ultimii 4 ani de zile o grădiniță? Pentru că este foarte importantă educația. Nu numai că am construit o grădiniță nouă, am și cumpărat o grădiniță din cele vechi, o clădire care aparținea unui cetățean ghelean plecat în Australia și am făcut toate demersurile legale și acea grădiniță am adus-o ca proprietatea orașului și astăzi este grădiniță, după aia a fost un proiect pentru modernizarea ei. Astăzi
am putea spune că totuși la acest capitol stăm bine, la partea de grădinițe. Atât în mandatul meu au început foarte multe lucrări de renovare a lor, cu această grădiniță nouă și cu cele care există, însă avem cele două extremități. Noi nu avem o creșă în municipiu și ne dorim o clădire nouă pentru liceu Ana Ipătescu. Nu sunt copii mici în Gherla? Sunt copii mici, dar a fost o creșă pe vremea cealaltă, cum spunem noi. S-a închis, de fapt a fost în două locații creșă. Acum, partea bună până la urmă că toți candidații își doresc și creșă și construcția unui liceu nou. Fac o paranteză, eu în momentul când m-am hotărât să candidez, în prima zi de, știți, a fost o perioadă de pregătire de pre-campanie. Da, de pre-campanie. Aproape, poate mai mult de o lună, în care eu am vorbit despre mine și în pre-campanie, din fericire și ceilalți candidați au vorbit tot despre mine, însă... Ceea ce nu este în regulă. Au vorbit altfel. Eu spuneam unele lucruri, îi spuneam cu totul altceva și răstălmăceau atât ceea ce am făcut, cât și ceea ce vreau să fac, dar revin și spun că eu imediat în prima zi de campanie oficială vorbesc, am editat un flyer fluturaș, cum le spunem noi în campanie, în care am prins 17 proiecte. Sigur, sunt mai multe pe care și le doresc gherlenii sau sunt mai puține din aceste 17 foarte importante, dar imediat, la câteva zile, într-o emisiune la un radio din zonă, actualul primar îmi citea flyerul meu și spunea că i-am furat proiectele, că și el acestea vrea să le facă. Păi acum, dacă dânsul s-a gândit să mai candideze, trebuia să le scoată înaintea mea. Eu nu aveam de unde să știu la ce se gândește, nu aveam de unde să știu care sunt proiectele municipalității, pentru că în ultimii 4 ani nu am fost nici măcar consilier local. Nu neapărat că m-am retras din viața politică, dar m-am retras din partea administrativă, unde am stat foarte mult timp, să spun așa, aveam suficientă experiență și am lăsat acești 4 ani, să spunem, pe alții care... Să fac mult mai multe lucruri, așa spuneau ei în 2016, uite că nu au reușit și poate de-aia mă și întorc. Dar revin la Frutura și mi-a citit acele proiecte și hopa că sunt ale lui. Eu nu le-am plagiat, repet, că n-aveam de unde să le știu, însă dacă sunt și ale lui, sunt și acelorlalți candidați, aceasta este foarte bine și este ușor pentru alegători, că ei nu au de ales programe, că sunt comune și toți ne adresăm și de fapt le-am cules, zicem noi, din dorințele cetățenilor și atunci cetățenii trebuie să-și pună problema și le va fi ușor să gândească în cine au încredere să implementeze aceste proiecte. Și dacă vor considera că experiența mea poate să le ducă la îndeplinire, mă vor alege pe mine. Dacă nu, sigur că au de unde alege. Nu sunt neapărat foarte mulți candidați, suntem 6 candidați la Gherla, dar dintre toți, pe partea administrativă, chiar fără lipsă de modestie, odată că îmi stau în spate cei 8 ani de mandat și îmi stau în spate realizările. Iar dacă discutăm de pierderea mandatului din 2012, dacă o luăm când eu am pierdut cu 3850 de voturi, și după mine s-a câștigat cu 2700, cu 2600, cred că este o mare diferență și nu putem spune neapărat că am pierdut, ci că a fost atunci un curent spre altceva. Altceva care, iată, eu am avut 8 ani de mandat, au trecut de atunci 8 ani și dacă cetățenii responsabili ai municipiului nostru pot foarte ușor să pună în balanță cine poate și cine doar promite că poate să fac anumite lucruri. Eu aș vrea să vă întreb cam ce se poate spune concret. Ce ați făcut dumneavoastră în cei 8 ani de mandat? Mai ales că v-am spus și vreau să o repet, eu am spus cu tristețe în suflet că trecând prin Gherla am văzut un oraș adormit, pentru că este o realitate. Și alte localități, Deju, ca să nu vorbesc de Cluj-Napoca, aveau altă linie de dezvoltare. Ce ați făcut dumneavoastră în cei 8 ani de mandat cât ați fost și ce aveți de gând să faceți dacă în 27 septembrie veți ieși primar?
Sigur, pe fapte. Da, pe fapte. Până la urmă, să spunem, dorințele... Și mai vreau să mai afirm încă un lucru care ar trebui să știe toată lumea. Dacă nu era domnul Drăgan, nu se făcea centura. Pentru că a avut deschidere atât la nivel județean, cât și la nivel național. Și acum, dacă vedeți și alte localități care nu au centuri, vă dați seama ce importantă a fost centura pentru Dej. Pentru Gherla. Și Gherla. Da. Sigur, a fost un lucru pe care și l-a dorit orașul de prin 1994 și a fost început, abandonat, reînceput. Eu mă zbăteam pentru el încă de pe vremea când ministrul transporturilor, dacă vă aduceți aminte, era Traian Băsescu, n-a reușit suficient, dar atunci au început primele lucrări mai importante. Tot traficul trecea prin Gherla spre Dej. Trecea prin Gherla și de la Cluj spre Dej și de la Dej spre Cluj, lucru care și astăzi s-ar vedea că uneori cei care sunt răutăcioși, Doamne ferește, nu m-au auzit dacă ar fi închisă centura în totalitate, pentru că chiar dacă mai are unele probleme, se pot rezolva, un fir de circulație tot rămâne deschis și un fir care permite circulația în ambele sensuri, așa că niciodată de la darea în folosință a centurii nu a fost nevoie ca traficul să intre prin oraș. Să fac o similitudine, să vadă ce importantă este centura doar traversând Gilăul și Floreștiul. Da, păi Floreștiul poate... Și Gilăul. Floreștiul este un exemplu foarte bun. Este aici lângă Cluj și poate mulți gherleni au trecut și prin... Să vină într-o duminică de la Oradea să intre în Cluj și din Gilău până la Florești faci 2 ore. Da. Dar eu spun... Plus ceea ce însemna poluarea. De-aia este foarte importantă. Dar sunt la o parte centura care, repet, există acolo și a fost o realizare importantă la care inaugurarea participa la prima respectivă, inclusiv prim-ministrul României. Paranteză făcând, cred că am fost singurul primar care am vorbit și am putut vorbi cu prim-ministrul țării. Ceilalți poate nu aveau numere nici de miniștri în telefon și nu au nici astăzi, dar este problema, sau a fost problema lor. Discutăm despre un proiect care se derulează și astăzi și a fost preluat, să spunem așa, de la mine, lotizarea străzilor din municipiul Gherla în vederea modernizărilor. Eu am apucat să fac câteva străzi sau loturi de străzi, a fost lotul, noi l-am lotizat, am spus lotul 1, lotul 2, de la mine a pornit acest lucru, am ajuns până la lotul 4, care străzi au fost cuprinse, cele 4 loturi era în 2011, în decembrie am semnat contractul de execuție cu peste 250 de miliarde de lei vechi, cum spunem noi, la vremea respectivă, iar în 2012 am pierdut mandatul, însă, din fericire, ele au continuat, a continuat și principiul lotizării. Astăzi s-a ajuns la lotul 6. Sigur că astăzi s-a ales o soluție constructivă pentru câteva străzi care a dat kicks și străzile sunt blocate. Mă refer la faptul că s-a ajuns la luat soluția cu piatră cubică în integralitate și pe trotuar și pe stradă și peste tot și lucrarea n-a ieșit bine. O să revenim la ea, mă duc mai departe cu proiectele. Deci au fost câteva străzi pe partea de infrastructură și modernizare străzi. A fost această grădiniță nouă, am cumpărat grădinița de pe strada Mihai Viteazu, s-au construit 2 blocuri anele. Lucruri care se văd. Abia acum se înfilipează, să spunem, al treilea bloc ANL care se face și a cărui hotărâre de Consiliul Local este de prin anii 2011-2012, când eram primar. Așa că am lăsat multe lucruri, să spunem așa, moștenire și proiecte care au continuat cu modernizarea încălzirii la Liceul Petru Maior sau modernizarea Școlii Generale numărul 1, care încă nu este finalizat acel proiect, de fapt nici la început, însă soluțiile și ideea este încă de prin anii 2011-2012, dar cu siguranță aceste lucruri se vor face. Am construit o capelă, era o problemă cu câinii fără stăpân, am construit un adăpost pentru câinii fără stăpân. Ce să spun, dacă mai țineți minte, în acea perioadă, până anul 2011, a fost cu preluarea spitalelor de către
autoritățile locale. Noi am preluat spitalul din Gherla, pe urmă el a fost pe o listă ori de unificare cu Dej, ori de închidere. La insistențele mele s-a considerat că este necesar și bine să rămână totuși în continuare la municipiu. A rămas, însă după anul 2012 s-au făcut unele lucruri în spital, poate chiar lucruri bune, însă ceea ce nu s-a făcut în acești 8 ani a fost dotarea lor cu medici, ca să spun așa, sigur este o expresie nu prea fericită, dotare, dar medicii nu rămân în Gherla, nu sunt atrași de Gherla și atunci degeaba am investit într-o sală de operații moderne, poate am găsit și un anestezist care, și am găsit un anestezist care să vină, dar sunt curios câte operații s-au făcut în acea sală de când s-au... Totuși aici, la Cluj, este Universitatea de Medicină și Farmacie. Trebuie căutate niște soluții. Eu le am în minte acum, nu e cazul să le spun, nu vreau să fiu răutăcios, dar este, chiar este campanie electorală și sunt anumite lucruri la care ne gândim și pe care le vom pune în aplicare, vorbesc la plural, noi, Partidul Național Liberal și echipa mea, dacă de consilieri, dacă vom câștiga alegerile, le vom pune în aplicare după 27 septembrie. Așa că, de asemenea, s-au înlocuit în Gherla în cei 8 ani de mandat zeci de kilometri de rețele de apă și de canalizare care au creat disconfort, dar eu întotdeauna am fost pe principiu că o construcție începe de la fundație, o clădești, o acoperi și pe urmă o mobilezi încet, încet și cu siguranță reușești să o mobilezi, mai ales dacă ai și sprijin. Și de ce nu pot aminti cu drag stația de epurare a municipiului Gherla, o stație modernă de o valoare de aproape 7 milioane de euro. Mulți nu știu despre asta, nici nu o cunosc, însă este o stație care epurează apele uzate ale municipiului, astfel încât deversăm în râul Someș o apă de calitate după normele standard. Este foarte important acest lucru, iar dumneavoastră cred că știți foarte bine, pentru că sunteți și un specialist în domeniu. Da, lucrez acolo, chiar și acum, pentru Gherla este pregătit un proiect amplu de înlocuire de rețele de apă și canalizare, de rețele noi de apă și canalizare. Este un cartier pe care l-am pornit în zona, noi spunem Gherleni, știu despre ce vorbesc, cartierul nou din zona străzii Hăjdății, unde s-au alocat parcele gratuit pentru tineri după legea 15 și acolo am lăsat în 2012 în buget apă și canalizare în acea zonă, nu este nici în ziua de astăzi, dar lucrând la companie am ajutat ca acea zonă să fie prinsă în acel amplu proiect de care probabil și unii dintre invitații ai dumneavoastră au amintit și dumneavoastră cu siguranță știți acel amplu proiect dezvoltat de compania de apă pentru județele Cluj și Sălaj de peste 350 de milioane de euro și din care în jur de 45 de milioane se adresează municipiului Gherla și zonei de operare a sucursalei Gherla. Așa că și în continuare, dacă voi câștiga primăria, nu va fi un confort deosebit pe unele străzi, însă în momentul când vom înlocui rețeaua de apă și canalizare în zonele în care ea este învechită sau este din materiale care astăzi nu se mai acceptă, gen oțel sau azbociment, sau vom pune rețele noi în zonele în care nu există, cum este acest cartier și câteva zone limitrofe. De asemenea, se va extinde apa și în localitățile rurale din jurul municipiului nostru. Cred că acest lucru va fi benefic și vom veni pe urmă cu modernizarea acelor străzi, astfel încât infrastructura rutieră a municipiului să fie la standarde. Ce ar vrea să completezi? Compania de apă Someș este o entitate a Consiliului Județean Cluj? Sigur că da, este o entitate a Consiliului Județean Cluj, care bazată pe principiile societății comerciale. Consiliul Județean Cluj este acționarul majoritar. Acționarul majoritar prin faptul că este proprietarul, să spunem, patrimoniului, dar din punct de vedere financiar, compania de apă
să spunem, trăiește din marfa pe care o vinde, apă și epurarea apelor uzate. Noi spunem că o marfă bună și lucru recunoscut nu numai în România, ci și în, de partenerii pe care avem în, în discuțiile și în modul cum tratăm apa și cum privim apa potabilă pentru locuitori. Spun și ați văzut că folosesc foarte des cuvântul potabilă pentru că noi nu operăm și nu dăm o apă numai ca să fie apă, ci este chiar o apă potabilă. Toată lumea laudă apa care este de laboratoare și de aici la noi la Cluj. Analizele care se fac. Sigur că asta implică foarte, foarte multă muncă, angrenarea oamenilor în aceste activități, însă știm să o facem, putem să o facem și nu ne este frică nici de proiectele viitoare pentru municipiul Gherla. Și afirm că dumneavoastră aveți o relație specială și cu președintele Consiliului Județean Alin Tișe și faptul că, da, repet, compania de apă este o entitate a Consiliului Județean, la Gherla lucrurile vor merge pe un făgaș normal. Tocmai ca să nu uit, pentru că emisiunile curg repede întotdeauna și vreau să punctez și alegătorii să înțeleagă că vor avea la dispoziție 4 buletine de vot și pe acele buletine, dacă își doresc ca echipa Partidului Național Liberal să câștige, ei trebuie să se voteze atât la Consiliul Local, la primar la Gherla, la consilierii județeni, la Consiliul Județean pe Alin Tișe, și așa că pe cele 4 buletine se voteze de PNL, simbolul nostru, săgeata spre acele obiective importante. Revenind la Gherla, în mandatul meu s-au început și s-au pus bazele la câteva locuri de joacă pentru copii, chiar în Parcul Mare cel mai important loc de joacă a fost o paragină, niște bălării. Eu am pus bazele acelui loc de joacă, sigur că primarii de după mine, nu pot să spun, și au mai clădit și au pus, dar este nevoie ca Parcul Mare al orașului, în integralitatea lui, unde am plasat și locuri de acele locuri de fitness, sigur, am copiat de la Cluj, dar nu este rău, se mai pot pune, ele sunt acoperite de un foișor care este dorit și în alte locuri unde am amplasat asemenea aparate. Ce frumos, se poate copia. Sigur. Util. Eu sunt convins că domnul Emil Boc și ca primar, dacă voi ieși, mă va ajuta cu asemănă, expertiza dânsului. Activitatea dumneavoastră cu a primarului Emil Boc, să știți. Lucru care mi l-a spus și alți cunoscuți. M-am zbătut și mă zbat că rămânând la aceste spații verzi care trebuie puse în valoare, eu am avut un proiect de a face o pistă de biciclete pe digul orașului. Avem un dig generos, să-i spun așa. Apele române sunt de acord, nu deranjează dacă nu intrăm în infrastructura digului, ci doar discutăm de un lucru de planeitate, cu bănci, cu niște corpuri de iluminat, s-ar putea face un lucru foarte frumos. Avem o zonă de agrement acum 30 de ani, se numea 1 Mai, poate să rămână, că 1 Mai se sărbătorește și ziua muncii. Este ziua muncii și în capitalism, nu mai, lumea confundă că numai a comunismului a fost 1 Mai, dar nu este adevărat, este a tuturor celor care muncesc, ca să spun așa, și nu este rău că se muncește și cine muncește foarte bine și cel puțin eu apreciez mult oamenii care muncesc și munca. Deci acea zonă se poate reda sau să-i redăm frumusețea. Avem acea, tot în mandatul meu s-a început închiderea rampei de gunoi, suntem în parteneriat cu Eco Metropolitan Cluj și sper că în foarte scurt timp și gunoiul menajer să fie, să poposească, să spunem, la Cluj și nu în zone mai îndepărtate care costă foarte mult municipalitatea. Sigur că și aici este de lucru cu cetățenii și eu apreciez. Oamenii din Gherla înțeleg colectarea selectivă și sunt convins că în parteneriat cu primăria și ADP-ul vom putea merge mult mai departe cu această selectare a gunoilor menajere, mai ales că și pe partea de chiar gunoi menajeri, fiecare administrație locală trebuie să ia măsuri pentru a face compost și a-l transforma în alte lucruri. Asemenea, compoziție, să spunem, a unului menajer să nu ajungă pe rampele de gunoi. Este mult de lucru și pe partea de mediu. Eu sunt convins că toți partenerii mei
pe care astăzi doar îi sper ca să fie alături de mine, vor pune umărul pentru ca municipiul nostru să recapete strălucirea lui de oraș baroc și oraș cu rezonanțe nu numai istorice, pentru că orașul nu are numai rezonanțe istorice, are și o componentă despre care am vorbit prea puțin astăzi, dar e o componentă culturală, socială și chiar sportivă. Sportivii au nevoie de o bază sportivă nouă. Ce frumos este aici unde ne găsim, dar sigur, visăm, avem voie să visăm și avem voie și să realizăm visele de un bazin de înot. De astăzi, cu siguranță după această emisiune, toți competitorii la primărie vor spune că și ei exact asta doresc să facă. Păi nu dorim, noi doresc cetățenii și, repet, cetățenii au posibilitatea să aleargă dintre cei 6 candidați pe cel care va ști și va putea să le materializeze. Eu doresc ca municipiul Gherla, orașul Gherla, că îmi place să-i numesc cât mai sus, să fie un oraș viu. Sigur că da, da, orașul, viața este dată de oameni, nu așa cred, și este deasupra oamenilor stă Dumnezeu care ne ajută și dacă noi credem, este alături de noi. Și aș vrea să-l văd municipiu și un pod de dezvoltare, pentru că totdeauna am avut pentru Gherla o simpatie deosebită. De aia am fost amărât. Dorința noastră, văzând că este un oraș adormit. Dorința mea de pe vremea când eram primar, n-au reușit nici alții după mine. Cu siguranță avem nevoie de un parc industrial în care să atragem investitori și care oamenii sau gherlenii să nu fie nevoiți să fac în avita locul de muncă atât de departe de casă. Pentru că ghilerii sunt oameni harnici, nu stau, ei merg la locul, își caută, se urcă în autobuz de dimineața și merg la 30 de kilometri de casă, unii dintre ei să muncească, alții muncesc în zona noastră, la fabricile care încă mai funcționează. Din fericire avem și mulți antreprenori locali, unii dintre ei loviți de această pandemie, însă eu cred că împreună, ca și pasărea Phoenix din cenușă, ne vom ridica și cu siguranță orașul. Un parc industrial ar fi fantastic, pentru că da, de asemenea, dacă ar fi util. Aș vrea să transmit un mesaj de începerea școlii, atât copiilor, părinților, cadrelor profesorale. Eu am încredere și în directorii de școală, și în cadrele profesorale, și în părinți, că împreună vom putea trece și peste acest examen, ca să-i spun așa. Sunt lucruri noi, lumea așteaptă foarte multe instrucțiuni scrise cu liniuță. Unele lucruri sunt spuse, sunt date, ca să spun așa, altele va trebui să luăm noi decizii pe plan local, pe administrativ local, astfel încât și care le considerăm, sigur că în relație cu medicii, cu Direcția de Sănătate Publică, dar, repet, sunt unele decizii care trebuie luate pe plan local, astfel încât școala, în forma care se va desfășura, să se desfășoare fără incidente și fără cazuri de îmbolnăvire. Repet, am încredere în toți, întotdeauna școala gherleană la acest capitol putem spune chiar a excelat. Profesorii sunt foarte implicați, directorii de școală sper să fie alături de mine dacă voi fi primar, pentru că chiar dacă începe școala în 14 septembrie, vor fi 2 săptămâni în care toată lumea va lua contact, să spunem, cu noile reguli și cu siguranță sunt unele necunoscute, dar, repet, depinde decizia noastră și noi, cei care avem un rol de manager, ca să spun așa, pentru că și eu sunt directorul unei sucursale și acolo iau decizii, uneori decizii care uneori sunt, să spunem, apreciate, alteori sunt criticate, dar asta înseamnă să fii conducător, trebuie să iei decizii. Vrei, nu vrei, de-aia ești. Și să asumi și responsabilitatea. Dar vreau să spun și mulțumesc că ați spuntat, decizia este continuată cu asumarea responsabilității și chiar dacă foarte multă lume nu te va lua, să nu neapărat că să nu speți, dar să mergi mai departe, să mergi înainte,
că lucrurile, mulțumirea este atunci când lucrurile merg bine. Dacă veți ieși primar în 27 septembrie, care vor fi primele lucruri care veți face în Gherla? Ca să devină un oraș viu. Da. Pentru că eu doresc, vă spun, dezvoltare. Dezvoltarea înseamnă un trai decent pentru toți locuitorii județului Cluj. Primele lucruri care le facem va fi, exact cu ce am terminat, era clar că va fi contactul cu școala, pentru că ea începe acum și eu sunt convins că în două săptămâni avea să reglează lucrurile acolo. Va fi nevoie de multe chestiuni punctuale de rezolvat și de asigurat, în primul rând, e clar, materiale și alte nu le înșirăm de aici, că multe se cunosc. De asemenea, este vorba de reluarea stadiului infrastructurii. Repet, au fost acolo și sunt câteva șantiere, ele trebuie să reînvie, pentru că vor aduce atât bunăstare oamenilor prin calea de rurale, prin trotuare, prin tot ceea ce se va face. Vom discuta despre zona centrală, iar ce vom face în regim de urgență vor fi, vom relua dezbaterile publice pe anumite teme importante, în care de multe ori primarul este acuzat, în ghilimele acuzat, și ai făcut singur sau singură decis, nu, noi trebuie să decidem anumite lucruri care oamenii se bat zilnic, trebuie să le decidem împreună cu ei. Ce am observat la dumneavoastră, a spus mereu, vom face. Nu a spus, voi face. Ceea ce este foarte important. Da, pentru că trebuie să am în spate, am în spate azi o echipă, dar pe lângă echipa, așa zis, echipă politică, pentru că astăzi discutăm de alegeri locale în care suntem înscriși ca partid politic, după aia urmează echipa administrativă și acolo va trebui să fac. Cu siguranță există, sunt oameni pe care eu am lăsat în 2012, îi voi regăsi tot acolo, ei mă cunosc, mulți dintre ei mă cunosc, unii îmi cunosc capacitățile, alții mi le cunosc și nu și le doresc, dar asta e altă mâncare de pește. Revenirea acolo va însemna predarea încrederii oamenilor că pot să facă ceva. Nu se reîntoarce într-o instituție să iai biciu și sau cartele electronice de voltaj, ci reîntoarcerea mea este ca fiecare să înțeleagă că poate să facă ceva pentru municipiu, se poate implica în proiecte și putem realiza împreună proiecte pentru care orașul va fi mulțumit și nu va mulțumi mie, ci le va mulțumi și lor și cât de frumos este să ieși pe stradă și lumea să aprecieze ceea ce ai făcut sau că nu știi cum să te ascunzi pe sub tufișuri ca să ajungi acasă. Deci spune vom, pentru că nu poți face nimic singur, trebuie să ai oameni competenți. Unde nu poți, clar că trebuie să apelezi la anumite firme de consultanță, de acolo și vine consultanță, trebuie să te consulți, trebuie să accepti și alte idei, nu întotdeauna ideea ta este cea mai bună, dar cu siguranță ideile specialiștilor trebuie să le iei în seamă că alea pot aduce valoare și plus valoare obiectivelor. Veți încerca să așezați pe fiecare om acolo unde poate să aducă un randament. Cu siguranță și sigur, iar sănătatea va fi printre primele obiective, pentru că cele patru paliere pe care funcționează și Consiliul Local, că până la urmă este atât de simplu că există în Consiliul Local Comisia de Învățământ, Cultură, iată că acolo trebuie să prinzi obiect care poate fi chiar și o investiție în învățământ, o clădire nouă sau ceva, se adresează învățământului sau o casă de cultură nouă, multifuncțională, cum își dorește localitatea, este necesară, de fapt învățământ, cultură, sport, religie, patru componente într-o singură comisie, pe patru direcții importante și stadionul sau, știu, bazinul de not important, este comisia de juridică care îți asigură partea de legalitate a ceea ce tu vrei să faci, comisia de economică care trebuie să asigure partea financiară și comisia de urbanism care dă consistență și creație, ca să spun așa, a tot ceea ce vrei să faci. Așa că este ce lucra, avem proiecte. Important este ca
oamenii să creadă în ele, să creadă că sunt capabili să le facă și o să vadă mulți că vom găsi oameni din Gherla capabili să facă proiectele pentru Gherla. Plus acel parc industrial. Care aduce un acolo venit la bugetul... Va trebui să găsim teren. Noi stăm destul de prost cu terenurile. Municipiul Gherla a fost, ca să spun așa, un oraș privat, în sensul că el s-a construit prin cumpărarea unui teren și ala este proprietate. Este greu de... Dar și aici sunt soluții. Avem câteva puncte care astăzi sunt în paragine. Putem da... De exemplu, fosta fabrică de sticlă, are o suprafață închisă, nu se face nimic acolo, suprafață bună în fosta bază de recepție cereale, chiar dacă astăzi se discută că parcă este un proiect de, nu știu, refacerea ei, am auzit, mi-l doresc, dar nu știu cum și cum se va, cât se va materializa, dar, repet, pentru un parc industrial este nevoie, în primul rând, de cele minim 2,5 hectare pe care le cere legea. Dacă nu le găsim, va trebui să le cumpărăm și aici cetățenii din Gherla să se aștepte la niște eforturi financiare de genul acesta. Poate și pentru școala nouă va trebui să cumpărăm o locație, dacă o dorim, într-o locație bună, cât mai centrală. Pentru că o școală la marginea orașului nu cred că este agreată nici măcar de cetățeni, dar minte de copii să-i duci. Repet, sunt lucruri care trebuie rapid luate la analiză și nu numai atât, luate decizii, indiferent că ele vor costa, dar sper în sprijinul Consiliului Județean, care prin Alin Tișă, care sunt sigur că va ieși din nou președinte și cu ajutorul nostru, evident, dar și cu ajutorul și prin votul cetățenilor, a consilierului local, a consilierului județeni, și de ce nu după 6 decembrie, dacă data rămâne aceeași a guvernului PNL, obiectivele municipiului nostru vor putea fi realizate. Eu sunt convins că având aceste proiecte și Consiliul Județean vă poate ajuta și cu finanțări și cu cofinanțări, mai ales dacă veți accesa fonduri europene. Consiliul Județean m-a sprijinit și când a fost eu primar, nu știu acum ceilalți primari ce sprijin au avut sau nu, sau ce proiecte au avut care le puteau, cred că unele au fost și în actuala conjunctură, pentru că cunoscându-l pe Alin Tișă, el se gândește în permanent la oameni și pentru el oamenii sunt importanti. Dar dacă nu sunt proiecte? Dacă nu sunt proiecte, ce să numai ce finanța? Ce să ajuți, nu? Eu cu siguranță o să, în sensul bun, o să îi dau proiecte și o să avem proiecte. Vedeți, s-a creat un parc la Luna, se creează un parc la Huiedin. Vedeți, un parc industrial. Asta înseamnă dezvoltare. De-aia am spus cu durere că trecând prin Gherla, mi s-a părut adormit. Cel puțin la partea de proiecte și teoretic eu le am în minte, le am în dorință, sigur că urmează și soluțiile, dar zic eu că primul pas este că știu despre ele, le cunosc și spun și că pot să fac. Multe le-am și discutat acum. Ce aș putea să spun altceva ca și candidat, că unii zic, domnule, iar bă, nu mă promiteți, acum în calitate de candidat, cum să vin să spun, oameni, știți, alegeți-vă, dar nu știu ce să vă promit. Ba, pot să promit. Pun în balanță și ce am reușit să fac. Capacitatea mea administrativă, capacitatea mea de a lucra cu oamenii, am lucrat atâția, așa atâția ani, cu oamenii, mulți oameni mă cunosc, am luat decizii la viața mea, mi-am asumat decizii la viața mea, despre asta este vorba. Și multe dintre lucrurile care le-a spus se pot verifica. Multe lucruri se pot verifica, evident. Nu multe, toate care le-a spus. Deci ce am spus se poate verifica, poți, cum se spune, pune mâna pe ele. Alții, deocamdată, ies la capitolul promisiunii și eu am și, spun, o bază în spate și repet, sunt sigur că voi avea și un sprijin fără care este greu să faci totuși lucruri de consistență. Acum, spre final, două cuvinte să le spuneți celor care ne urmăresc. Le spun foarte simplu, dragi gherleni, în 27 septembrie votați Partidul Național Liberal la Consiliul Local, votați candidatul Partidului Național Liberal Drăgan Ovidiu, votați președintele Consiliului Județean Alin Tișă și votați lista de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal. Votați PNL!
Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Îi mulțumim încă o dată domnului Ovidiu Drăgan, candidat din partea Partidului Național Liberal la primăria Gherla, și ca și o concluzie, vreau și îmi doresc să văd o localitate ca și Gherla vie, nu adormită cum am văzut-o în săptămâne care am fost pe acolo trecând spre Deș. Vă promit că voi face și dumneavoastră când veți trece prin Gherla și veți avea, veți vedea că a început să învie, să mă mai chemați să discutăm despre... Eu vă doresc mult succes și încă o dată de aici vă spunem toate cele bune. La revedere! La revedere!